Salutare lume și bine v-am găsit la al 8-lea episod din Minecraft România Survival. Deja această serie se apropie de a fi una chiar foarte lungă, adică nu este foarte lungă, doar că se va apropia pe viitor și va fi una, sper să ajung măcar la 20 de episoade, ar însemna foarte mult pentru mine. Deja al 8-lea episod înseamnă că este cea mai lungă serie a mea de până acum, căci am mai făcut serii de Minecraft, doar că nu am trecut de episodul 5, am făcut multe, doar că cu puține episoade. Aolum, blocasem aici în această piatră. Și văd că mai trebuie să pun aici, mai trebuie să pun niște sticlă și am terminat. Asta este. Casa în ciupercă a la Shadow. Sper că v-a plăcut și că vă place această casă. De asemenea, o să craftez o ușă normală, pentru că prin aceasta nu pot să văd și... De asemenea, știu că, deși se potrivește cu acest tip de lemn, totuși ar fi mai bună una normală, clasică, prin care pot să văd prin grilajul de la ușă. Văd că am suficient lemn pentru a-mi face o astfel de tip, un astfel de tip de ușă. Și da, în această versiune 1.8 puteți să țineți mai multe uși în același stack. Mai întâi o să pun aici lemnul necesar, pe care eu chiar acum o să-l pun. Și asta este un fel de vestere pentru trolleri, am mai spus și în alt episod din această serie, pentru că, efectiv, când unul stă la crafting și craftează ceva de diamant și stă el concentrat acolo și dintr-o dată vine un troller, aruncă uși peste tot, aruncă uși și playerul care craftează le ia, îi se umple inventarul de uși, nu mai are loc să ia și ce a craftat și se pare că atunci în acel caz trollerul va lua itemele sau pur și simplu se va distra pe seama acelea care săracul va încerca disperat să-și ia itemele craftate până se va prinde, dacă este nou, nu se prinde chiar așa ușor ce îi se întâmplă, despre ce îi se întâmplă. Și mai avem carne de luat. Nu, o să fac această carne pentru că este mai multă. Și deocamdată am suficiente lucruri pentru a merge la o partidă destul de scurtă de minat. O să-mi ia ceva timp, doar că o să continui, cred că o să continui această partidă de minat și în următorul episod. Sper să fiu pregătit pentru aventura ce mă așteaptă în această serie. Și s-ar putea ca în următoarele episoade, nu știu sigur în care, de asemenea, mâine am vorbit, surpriza despre care vorbeam este că am vorbit cu Hash și mâine voi filma cu el, o să văd ce spune, eu am vorbit cu el să filmez chiar mâine, sâmbătă, și... Încă am închis Skype-ul ca să nu am lag pe Minecraft și o să văd după ce termin acest episod, o să văd ce a spus, pentru că i-am propus să jucăm pe această serie de survival. Dacă a acceptat, înseamnă că următorul episod sau chiar următorul episod după acesta va fi, îl voi face împreună cu prietenul meu Hash. Și de asemenea ni s-ar putea alătura și Freddy, nu știu ce să spun, el nu cred că... Eu aș vrea să mă filmez cu el, doar că deocamdată cred că o să rămână doar la... O să rămânem doar la nivel de coope... Oh, wow, ma, ia să cad în lavă! O să rămânem la nivel de cooperare... Nu am cobblestone. O să rămânem la nivel de cooperare pe canalul lui H și pe canalul lui, adică o să filmăm o serie care nu o să apară pe canalul meu, deci o să filmez pe canalul lui deocamdată, din câte am vorbit cu H. Nu, eu cred că i-a spus deja H lui Freddy, doar că îmi trebuie cobblestone. Cine ar merge la minat fără cobblestone? Era să cad într-un lac de lavă și nu am cu ce să-l astup, din păcate. Și uitați, așa îmi pierd eu timpul minerind efectiv piatră, pentru că am de astupat o gaură. Ok, nu-mi pasă de acest andesit. Uitați așa. Aolo, era să uit, nu pot să iau redstone cu acest târnăcop, dar, da, lava nu se scurge, nu-mi plac lacurile de lavă.
Era chiar nașpa dacă pur și simplu se dacă în cazul în care picam în acea lavă sau pur și simplu luam în cazul în care luam acest minereu cu târnăcopul de piatră, chiar era nașpa pentru că în primul rând nu luam și în al doilea rând în primul rând nu luam și în al doilea rând mă făceam de râs într-un fel. Dar că da, lapis poți să-l iei cu târnăcopul de piatră. Și am găsit niște fier și sper să nu fie însoțit de o pica, de un picaj în lavă. Aoleo, maică! Unde sunt sunetele? Nu am auzit lava. Stați, chiar nu aud lava. Se aude acum, doar că chiar nu am auzit-o. Îmi spun că nu ați auzit-o nici voi. Mamă. Da. Doamne, ce clipe încerc pe această lume! Vai de mine, lava asta! Am minerit și eu niște fier și lava vine și distruge totul. Lava tâmpită. Haide, scurge-te odată, n-am timp pentru tine. În sfârșit. Nu! Nu se poate! Lava asta! Nu se poate! Lava tâmpită! Nu se poate! Deci asta chiar nu se poate! Lava asta mă scoate din minți și o să o astup! O să o astup, am zis! Astupă-te! Și sper să fi astupat bine. Se pare că da, am astupat bine. Și lava asta era să rămână acolo, mă gândeam eu cum de naibii nu se scurge. Deci, cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți mai multe episoade, nu uitați să dați like și subscribe la canalul meu pentru mai multe videoclipuri și tutoriale de gaming pe placul dumneavoastră. Eu am fost Shadow Pro Gamer, iar acesta a fost al 8-lea episod din seria de Minecraft numită Minecraft România Survival. La revedere!